Încă un caz de botulism în județul Olt, un bărbat de 68 de ani din Slatina este al doilea pacient care a primit acest diagnostic în ultimele luni. Slătinanul a ajuns la Spitalul Județean de Urgență Slatina pe 7 noiembrie, fiind internat la neurologie. În ziua următoare, starea lui de sănătate s-a înrăutățit și a fost transferat la secția terapie intensivă. Nu este sedat, conștient, dar intubat. În continuare prezintă paralizia mușchilor generală, tetraplegie, inclusiv o paralizie a mușchilor respiratori, de aceea este ajutat de aparate să respire. Se știe de la ce a consumat? Pește. Pește congelat, da. Pacientul a primit ser antibotulinic, însă starea lui de sănătate este în continuare gravă. Cazul a fost preluat de Direcția de Sănătate Publică Olt, care a început o anchetă. Din informațiile preliminare obținute de la aparținător respectiv soție, în meniul consumat în data de 6, deci cu o zi înainte de internare, era cuprins și brânza, ou fiert, carne de porc, măbălică cu pește macrou prăjit în ulei la domiciliu și piept de pasăre. După momentul suspectării pentru botulism, se stabilește recoltarea serului în vederea determinării toxinei botulnice la Institutul Cantacuzino București, probă care a fost remisă în dimineața zilei de 13 noiembrie 2022. În dimineața zilei de 14 noiembrie 2022, Institutul Cantacuzino București a emis buletinul de analiză cu rezultatul pozitiv pentru toxina botulnică în ser. Deocamdată nu s-a stabilit de unde a cumpărat bărbatul peștele congelat. Familia nu a știut să precizeze acest lucru, iar pacientul este în stare gravă și nu poate comunica. Cert este că din peștele pregătit în casă a consumat toată familia, însă doar el a fost infectat cu toxina botulinică, spun autoritățile. Menționăm că nu se pot recolta probe de alimente, având în vedere momentul consumului, adică 6 noiembrie, și data emiterii suspiciunii în 12 noiembrie, precum și lipsa din gospodăria alimentelor consumate. Deci nu pot fi identificate nici documente de achiziție a produselor. Acesta este al doilea caz de botulism confirmat în județul Olt. La finalul lunii septembrie, un bărbat de 58 de ani din comuna Strejești a primit același diagnostic. Potrivit cadrelor medicale, familia le-a spus medicilor că a mâncat conservă de pește preparată în casă. Bărbatul a decedat la spitalul din Slatina.